La Observator, așteptarea a luat sfârșit pentru iubitorii de muzică bună. S-a dat startul festivalului Untold, iar prima noapte a fost un adevărat succes. Sute de mii de oameni au ocupat inima Ardealului pentru a-și vedea idolii. Clujul s-a transformat în tărâmul distracției. A fost prima noapte a festivalului Untold. Mii de tineri și-au lăsat grijile acasă și au pășit pe porțile festivalului. Am fost aproape la toate scenele. Aici rămân până pe la ora 3, deocamdată cu gașca. Cum e până acum la Untold în prima seară? Foarte fain. Chiar mai fain ca anul trecut. Atmosfera e super pentru prima seară. Chiar nu m-am așteptat să fie atâta lume. Hardwell, Dylan Francis, Charlie XCX au fost capete de afiș în prima zi a festivalului. Peste 40 de artiști au concentrat pe cele 10 scene. Pe ei, dar și pe Afrojack, Don Diablo sau Martin Garrix îi îmbracă zilele acestea Cătălin Botezatu. Am documentat puțin și despre stilul lor și atunci am făcut în concordanță cu stilul pe care l-au. Nu am făcut ceva aiurea, ceva care să reprezinte și poate să le și poarte. Nu știu. Sper să cât mai mult să poarte acest outfit, mai ales că sunt scriu aici special made for the for Armin. Pe cine așa să pe toți. Pe toți. Am zis, nu mi-am imaginat anul trecut că o să ajung să stau până la 6 dimineața și nu că o să stau, că s-o țopăie ca un nebun. La fel și zecile de mii de tineri. Festivalul sporește în fiecare an veniturile afaceriștilor din oraș, de la taximetriști la proprietarii de hoteluri sau terase. Puburile din zonă au dublat rezervele de băutură, iar angajații vin mai mulți la muncă. După primele două ediții, profitul festivalului a fost undeva la 50 de milioane de euro.